În urmă cu câteva luni, despre Cristina Cioran s-a spus că ar fi însărcinată din nou. Atunci, vedeta a negat informația, spunând că își dorește să devină mamă din nou, dar că nu e însărcinată a doua oară. Actrița a anunțat ieri că va aduce pe lume cel de-al doilea copil, iar sarcina este una cu risc, de aici și faptul că a preferat să nu se afle. Vestea unui nou bebeluș a fost o epifanie pentru el, eu sper să-și schimbe viața. Da, ordinul de restricție nu îl lasă să vină la mine, noi ne vedem, nu comunicăm, prin terți. Nu avem voie. Când se ridică ordinul de restricție, sper să putem să comunicăm. El mă ajută și acum. Dar ordinul de restricție se termină când se naște copilul. Vreau ca Alex să fie în viața copiilor mei. Nu am ea neapărat. M-am pus pe pauză, a declarat Cristina Cioran. Cristina Cioran recunoaște că situația între ea și tatăl copiilor este una destul de complicată. Atunci când s-a zvonit că ar fi însărcinată, Alex Dobrescu s-a bucurat, dar fericirea nu a durat mult, căci vedeta a negat, pe moment, sarcina. Cristina Cioran mai spune că atunci când a cerut ordinul de restricție, era deja însărcinată, iar ordinul nu va mai fi valabil abia după ce se va naște copilul, adică în 2 luni. El a spus că sunt însărcinată. A aflat toată țara. Eu am zis atunci că nu, pentru binele copilului. E o sarcină cu probleme. Nu puteam renunța la copilul ăsta. Sunt atâtea femei care își doresc. Când am cerut ordinul de restricție, eram deja însărcinată. Normal că îmi doresc să fim o familie.